Am să vă spun că la ora actuală... Ați văzut și când ați încercat, când ați ajustat orele? Un balast extraordinar pe capul conducerii ministerului. Aproape o demonizare în cazul doamnei ministru. Nu, asta scăpa mai ușor. Nu, v-au lăsat în pace, dar pe doamna ministru au executat aproape orice organ de presă. Proași de aici reacția noastră vis-a-vis de presă. Dar... Știți de ce? Toată lumea a fost de acord. Mă întreb ce o să întâmple când o să apuce de programe. Asta nu pentru ce să deranjeze. Asta trebuie să bucure și profesorii și mai ales să se bucure copiii. Fiecare își apără teritoriul, de parcă ar fi o insulă. Doamna Bosnic. Fiecare dască, deci, fiecare de specialitate. Fapt, de fapt, ce vrem? Vrem să plecăm invers. Până acum era hotărât așa. Fac materiile astea, conținuturile astea și atunci astea sunt competențele pe care le dobândesc copiii. Acum vrem să mergem invers. Ce competențe trebuie să dobândească când termină liceu sau când termină 8 clase? Astea sunt. Ca să le dobândească astea, ce materii și ce conținuturi trebuie să aibă? Deci vrem să o pornim invers. Mi se pare mult mai logic. Și atunci, n-are ce să deranjeze profesorul în momentul în care eu sunt convinsă că vor fi încântați profesorii, pentru că cu altă deschidere va veni elevul la școală. Elevul nu va mai fi buretele care absoarbe informația care îi se dă. Elevul trebuie să fie parte creativă în oră. Mai ales că, știți noastră, vârsta cea mai creativă este vârsta școlară. După care, în momentul în care devii adult, încep să fii un pic ușor îmbâxit, poate termenul e mai greu. Dar partea cea, e suficient să le dai o idee și rămâi surprins cu ce soluții vin. Și atunci, n-are dascălui de ce să fie nemulțumit? Cum vrem să gândim? O să vedem. Haideți să luăm exemplu. Eu nu sunt deloc liniștită. De exemplu, doamna Bosnic. Noi scoatem copii foarte performanți sub aspectul în care, în momentul în care un copil al nostru merge în altă țară, ca să continue studiile acolo, el este cam cu două clase mai sus ca nivel de cunoștință decât elevii de acolo. Și asta pare că e o... Ca și nivel de competență e însă mult mai jos. Exact. În momentul în care se fac testările internaționale, copiii noștri nu se clasează bine, pentru că învățământul nostru e rupt de realitate. De exemplu, la o testare internațională, nimeni nu o să-l întrebe nu știu câte reacții și ecuații chimice pe care ai noștri le știu. Nu o să-i întrebe despre nu știu orbitali. O să-i întrebe ce e o ploaie acidă și ai noștri nu știu. Ce înseamnă un detergent și ai noștri nu știu. Deci, conținuturile noastre nu sunt de așa natură încât să pregătească pentru viață elevul. Eu mai spus și o repet. Un elev termină clasa 12 și nu le învață nimeni să folosească un card. E exemplu cel mai accesibil, da, ca să vă dau. Abia aștept să vină perioada aceea în care vă apucați de scuturat conținuturile și programele și să vă reacția, pentru că eu o intuiesc, așa cum am intuit-o că se va întâmpla și la reducerea orelor. E foarte greu să accept, dacă ai fost multă vreme în învățământ, că renunți la logaritm, Doamne ferește, nu? Că renunți la un capitol, că renunți la un capitol și tuturor le drag câte unul și când vin la negocieri, țin de ăla și nu mai puteți face nimic, vă acuză, vă arată cu degetul, abramburica și așa mai departe. Nu contează. Și se ajunge la așa eu vreau de să mare vă spun demonizare încât pentru mine nu poate contează. Vă săturați și plecați de acolo. Nu, deci v-am spus, eu am plecat acolo cu două obiective. Al doilea sunt dascăli și am să mă refer și la acest al doilea obiectiv imediat. Și scopul meu e să mi le ating și nu neapărat să fac pe placul presei sau știu eu cui. De asta m-am dus acolo. Și insist. Nici pe placul dascălor deci nu le faceți. Nu neapărat. Ați văzut cât de furibundă a fost reacția. Prima dată au început profesorii de sport. Erau isterizați. Au ieșit cei de la... Nu ați să știți mai bine că ați fost acolo. Au ieșit cei de la sportivii. Și ei pe post. Bun, i-ați împăcat pe ei oarecum și au venit Asociația Filozofilor, acum că le-a scos logica din clasa noua, nu știu, le-a scos și filologia din clasa 10. Am această educație pentru societate de care vă spuneam în locul logic. Deci nu precizează nicăieri. Deci tot la socio-umane, tot profesorii de socio-umane o să să predea această materie, dar am considerat-o mult mai utilă decât acea logică pe care o urau copiii. Și vă spun... Plecând știu, dintre pentru copii. Că și eu am predat-o și nu eram foarte încântați. Clasa 10-a, psihologia pentru real, ați lăsat-o? Doamna Bosnic, noi când am... Haideți să vă explic ansamblu. Să 10 minute exact. Să le explicăm celor care ne urmăresc ce a rămas din ce a fost. Nu, să le explicăm ce a rămas și de ce a rămas. Toată lumea a fost de acord că 30 de ore trebuie să fie maxim. Dar nu pe noastră când spun toată lumea, mă refer și la sindicate. După care, la nivel de Ministerul Educației există un centru pentru curriculum. Curriculum înseamnă tot ce trebuie să facă elevul în școală. Și atunci, ăștia sunt niște profesioniști.
Deci ăștia, în momentul în care scot ceva, se gândesc ce competență e afectată și n-au voie acea competență să fie afectată, pentru că noi, vreau să subliniez acest aspect, noi avem pretenția și un bun câștigat că scoatem un bacalaureat general pe baza căruia copiii se pot duce și în alte țări. Noi nu avem bacalaureate pe tipuri, A, B, C, încât să-i permită să meargă numai spre tehnic sau numai spre filo sau știu eu ce. Haideți, spuneți-ne ce a spus Marius. Și atunci s-a judecat așa. Deci a fost o echipă mare, am tras niște jaloane generale și ei s-au apucat de muncă. Și am zis așa, judecăm pe arii curriculare. Ce înseamnă o arie curriculară? Sunt niște materii adunate, ca să înțeleagă telespectatorii, care conduc la niște competențe specifice. Adică, de exemplu, este aria curriculară limbă și comunicare. Aici intră limba română și limbile moderne. Pe urmă, este matematică și știință. Intră matematica, fizica, chimia, socio-umane și așa mai departe. Judecata a fost următoarea. Dacă această specializare în fața unui plan cadru, care înseamnă materiile și orele, este de filologie, normal că nu o să se scoată de la aria limbă și comunicare ore. Dacă este de profil real, normal că nu o să se scoate la matematică și știință. Dacă e de socio-umane, normal că nu o să se scoate la om și societate. Și tot mergând așa în jos, am ajuns la concluzia, ce, Doamne, să se scoată. S-a convenit la modul general, la liceele tehnologice, o oră de tehnologie să fie scoasă. Pentru asta am adus 50 de specialiști din țară în care să regândească fără acea oră conținuturile. Unde a existat curriculum la decizia școlii, adică materii pe care școala să iasă cu ele, s-a operat acolo, după care am zis așa, ce putem scoate la extracurricular, adică în afara celor 6 ore, nu puteai scoate o matematică, nu-ți venea nimeni, da? Nu puteai scoate o fizică, că nu-ți venea nimeni, dar puteai scoate o educație fizică. Și atunci, din cele 2 ore de educație fizică să rămână una de la 8 la 2, după care copilul să facă și nu ore normale, ci ce îi place. Adică un sport de echipă care îl învață și să socializeze mai bine. Și dacă el e pasionat de fotbal, să facă fotbal, dacă de handbal, să facă handbal, fără să afectăm profesorii, fizică, pentru că orele astea se normau. Tot n-a ajuns, tot mai trebuia de undeva să scoatem. Și atunci am zis așa, chiar dacă competențele lingvistice sunt foarte importante, mai ales acum, la cum se pune problema de Uniunea Europeană, lăsăm prima limbă străină intactă, cu 2 ore pe săptămână, și luăm o oră, nu că scoatem, cum au ieșit pe posturi, luăm o oră de la a doua limbă străină. Pentru că până la ora la care vine la liceu, începând-o din clasa 5-a, au bazele puse. Ce să facă cu o oră pe săptămână, că oricum nu înveți nimic, chiar dacă e a doua limbă. Da, de ce să nu înveți? Bazele sunt puse în 5-8. Deci acum nu este de fapt decât o dezvoltare a vocabularului, care nu înseamnă neapărat profesor lângă copilul respectiv, asta înseamnă limbile străine în liceu. Și s-a ajuns la acele planuri cadru, au fost peste 200 și ceva, au fost o muncă uriașă și să știți că științific făcută. Spuneți-mi ceva, religia de ce a lăsat-o? Pentru că e prinsă în lege. Deci este prinsă în lege. Atâta timp cât legile nu sunt modificate și vreau să vă spun că și ca să o scoatem din lege, nu știu cum vom... Părerea mea că ar trebui să fie ceva la nivelul liceului opțional. Deci până la clasa 8-a, chiar dacă acum o să mă judece foarte multă lume altfel decât... Sunt un om cu, nu numai cu frică, cu dragoste de Dumnezeu. Dar consider că de la 1-a și până la 8-a copilul primește suficiente noțiuni încât eventual pe urmă să numească altfel, să fie ceva de morală, să fie ceva... Nu știu, copiii nu vor, semnale sunt, părinții nu prea vor. Au fost foarte mult, și de asta abordez acum, de asta abordez subiectul.